Da. Sunt strânse multe, multe obiecte, pentru că am început de aproape jumătate de an acest proiect. Obiectele sunt la mine, noi am creat în site-ul clubului o secțiune și odată la 2 zile postăm câte un obiect. De aceea voi ați văzut doar vreo 3 obiecte până acum, ele sunt mult mai multe. Da. Iar legat de acel trofeu din 67, cred că este, cel puțin în acest moment, cel mai de preț obiect Da. care va aparține muzeului, deși avem și altele mai vechi, dar vă dați seama, e legat de primul titlu, atunci a fost acel trofeu dat echipei și fiecare jucător a primit câte un pui al Da, trofeului. o miniatură, să spunem. Da, da, da. Din păcate, trofeul cel mare nu cred că îl mai putem regăsi pe undeva, mai ales că era vorba de un trofeu din cristal, așa cum sunt și puii, și îți dai seama că în atâția Da. ani au spart, s-au rătăcit. Cel care a aparținut regretatului Jamaischi, am fost personal la Suceava, am fost contactat de familia dânsului în momentul în care a decedat, și dânsii s-au oferit să ne dea către muzeu tot ce a aparținut fostului fotbalist. Și vă dați seama cam ce sentimente am trăit ca rapidist când am atins practic trofeul acela. Și repet, cred că e cel mai prețios în momentul actual, și fiind luat chiar de acolo, oamenii au vrut să ne trimită printr-un coleg, dar am zis că în semn de respect este normal să mergem noi Da. acolo și să și filmăm, să discutăm și cu doamna Jamaischi, să... Na. Stai un pic, Lucian, te întrerup un pic să-l întrebi și pe Nico. Ce părere, Nico? Din punctul meu de vedere, mi se pare incredibil. Nu știu dacă o echipă din România mai are un asemenea trofeu în vitrină în acest moment. Vorbim de trofeu în sine, din acea perioadă, din anii 60. Da. E un lucru inedit, dar frumos. Face parte din cultura aceasta a Rapidului și Lucian știe foarte bine și mă bucur că s-a gândit la acest proiect. Cred că el este principalul artizan. Dacă îl știm cu toții, da, că da, e da. Bibliotecă și, de Rapid, vorba aia. Și chiar mi-a trimis și mie un mesaj zilele trecute și m-a întrebat dacă pot să mă despart de vreun obiect. Cam greu. Cam greu, da. Cam greu, că sunt foarte multe amintiri. Dar ți-ai păstrat și tu, bineînțeles, tricouri, da, și așa mai, da, departe? Tricouri, ghete de la meciuri, de la diferite meciuri. Mă ceartă și Vali Bădoi că nu vorbesc de meciul, de acea dublă cu Hertha, pentru că s-au făcut 15 ani de când am eliminat pe Hertha. Corect. Iartă-mă, Vali, te rog. Da, păi uite, poate te convinge totuși, Lucian, să donezi. Bine, Lucian, din câte știu, când cineva donează ceva către muzeu, stă acolo, dar poate să retragă oricând donația, nu? Absolut, absolut. Asta e o convenție pe care am stabilit-o exact când am fost la familia Lupescu. Soția lui Ionuț Lupescu mi-a spus destul de direct: domnule, noi îți dăm obiectele care au aparținut lui Nicolae Lupescu, dar tu poate mâine, poi mâine nu mai ești la club, și vine un conducător și spune: ce, bă, ce-i cu astea pe aici? Da. De aceea, ele sunt practic, noi spunem donație, dar ele sunt sub o formă de împrumut. Adică cel care le donează va avea numele de desubt trecut exact pe o plăcuță și oricând și le poate retrage. Mai mult decât atât, pentru că vorbeam de muzeu, muzeul va exista la noul stadion și nu va fi o încăpere în care hai să ducem și noi niște obiecte. Muzeul este prevăzut încă de la construcția stadionului, din planurile arhitectului, da, iar tot ca proiect, eu îmi doresc neapărat ca o delegație de la noi, formată din 2-3 persoane, să mergem până la Istanbul, la Beşiktaş și Galata, și la întoarcere să ne oprim la CSKA Sofia, pentru că am văzut că aceste cluburi au muzee și au angajați muzeografi. Pentru că am înțeles că e destul de complicat. Un muzeu nu e așa ca o cămară în e care adevărat. Pui niște lucruri. Niciun club, îți spun că am mai fost și eu pe la cluburi europene, niciun club nu are muzeu, o cămară, vorba ta, în care pui niște obiecte. Nu. Trebuie niște povești, trebuie grafică, trebuie lumini, video. Absolut. Și noi nu suntem născuți învățați, de aceea eu doresc și am demarat și proiectul ăsta să merg.
Nu te mai auzim, Lucian. Ah, gata, gata, te auzim. Da? Da. Da, zic, am spus că noi vrem să mergem ca o delegație oficială, nu ca niște vizitatori. Corect. Și să vedem exact cu ce să mănâncă, să știm și noi în momentul în care ne apucăm să amenajăm muzeul și, evident, să angajăm o firmă care să pricepe și va trebui obligatoriu, pentru că altfel Ministerul Culturii nu-ți dă avizul, să ai angajat un muzeograf de meserie, o chestie care nu știam, dar păi am aflat. Că tu ești singurul care ar putea să știe exact să facă turul unui muzeu al Rapidului. Da, sunt de acord. Nu, eu visez la muzeu periodic turul să-l facă un fost jucător, câte o legendă, pentru că ei sunt cei care dau greutate, eu sunt un simplu trabajator. Nu. Ce părere ai, Nico? Turul stadionului se termină normal la sau punctul culminant al stadionului al turului, este da. muzeul stadionului și e, exact cum spune și Lucian, nu este doar o încăpere obscură, da, slab luminată, nu, sunt mai multe încăperi, format de mai multe cu mai multe generații, din anii trecuți. El trebuie să aibă ordine cronologică muzeul. Cronologică, exact, cu faze. Adică în momentul în care intri trebuie să pleci de la începuturile istoriei, să te duci către prezent. Așa și este. Un astfel de muzeu reprezintă de fapt infinitul, pentru că el nu are un final. Corect, în fiecare zi mai adaugi ceva, iar profit de prezența lui Nico, pe lângă mesajul pe care i l-am dat, chiar să-l rog, pentru că el este o parte importantă din istoria noastră, nu m-a apucat cum să-l sperie, realitatea și vorbesc cifrele. Corect. Și un muzeu al Rapidului nu și-ar avea sensul fără să aibă și ceva de la Nico. Mai mult decât atât, Nico, dacă ne va da ceva, eu promit că îi dau la schimb, am un tricou de-a lui de la Oxer. Și îl dau la schimb, deci nu e doar o cerșeală din partea mea. Da, da, iar obiecte, credeți-mă, că am, așa vă dezvălui, deși o să apară pe site. Asta vreau să te rog, să ne mai spui ce ai mai adunat. Păi am mai adunat, de exemplu, am de când a jucat Rapid cu Leeds United în Cupa Cupelor, în 74, englezii au scos atunci niște halbe din metal gravate, da, dedicate acelui meci. Am de la fostul capitan al Rapidului, Dumnezeu să-l odihnească, Nae Georgescu, un fanion de când a jucat Rapid în Cupa UEFA cu Legia Varșovia în 72. Și pe lângă tricouri și obiecte de la jucători, toate atenție cu povestea lor. Niciun obiect nu este pur și simplu, băi, aparținut. Nu, e tricoul lui Godfroa din momentul în care Rapid a luat campionatul. E trofeul ăsta, tricoul lui Grigorie dintr-un meci european. Tricoul lui Robert Iliești de la meciul de la Feyenoord. Gheata, chiar aseară am avut emisiune și Robert Niță mi-a adus gheata stângă de la, cu care a marcat golul victoriei în meciul de Supercupă cu Dinamo. Adică fiecare obiect chiar reprezintă ceva, are o poveste și povestea trebuie să apară de desubt. Omul când, să nu se uite doar la un simplu obiect. Așa să știe ce e cu obiectul ăla. Eu zic că e o poveste frumoasă care se scrie în fiecare zi. Da. Frumos, Lucian, sper să-ți iasă proiectul. Sunt sigur că Nico până la urmă, auzi, și dacă faci o poză și o semnează, tot înseamnă ceva pentru Rapidiști. Absolut, absolut. Nu, dar iartă-mă un pic, sunt fost jucători care mi-au zis, bă, nu poți să-mi iei toate amintirile. Și sunt de acord, dar vizăm ceva. De exemplu, Fane Grigorie a venit cu o medalie și cu tricou și a zis, Luci, alegeți ce vrei, dar unul dintre obiecte lasă-mi-l, că nu mai am altceva. Parcă mi-era și mine, nu venea să mai iau nimic. Da, frumos. Da. Chiar sunt curios. Mi se pare, vorbeam cu Nico aici înainte să te introducem și pe tine în discuție, despre ProRapid și spuneam eu că mi se pare foarte important. Uite, avem, scuze că te întreb, avem niște imagini live cu Simona Halep care merge la vaccin în acest moment. Merge să se vaccineze, este cred că alături de familie. Lucian, revenim imediat cu discuția pe Rapid, nu vreau să te tai, doar să vedem un pic imagini scurte cu Simona Halep. Da, nu, da, bun, a fost Simona Halep, cum spuneam, merge să se vaccineze. Revin la tine, Lucian, scuză-mă.
Da, spuneam că e foarte important din punctul meu de vedere să revină și ProRapidul la Rapid, mai ales că acum este un stadion nou care, din câte se vede și pare că va fi superb pentru ceea ce înseamnă suflarea Vișinie. Tu ce știi de ProRapid? Că înțeleg că s-a reluat posibilitatea ca ProRapidul să fie, baza ProRapid să fie renovată și restituită Rapidului. Cred că eu ce știu face parte doar din prima parte a propoziției pe care ai spus-o. Am înțeles și eu că va fi renovată, dar nu știu, chiar n-am de unde să știu și n-are sens să mă lansez eu niște afirmații fără acoperire. Nu știu dacă va fi redată Rapidului, mai ales că eu nu sunt cel care se ocupă să afle aceste lucruri, da. Dar e clar că ar fi minunat, pentru că eu am prins și eu perioadele de acolo și cu toți foștii jucători cu care am vorbit și aminteau cu nostalgie de faptul că acolo chiar și Nico știe, chiar erau niște condiții super de pregătire, niște condiții pentru România chiar fabuloase. Și este păcat, ar fi păcat să nu... E adevărat. Mai ales că există și această mică, mare problemă. Vom avea un stadion nou, vom avea o bijuterie, dar terenul de antrenament nu. E adevărat, da. E o problemă, Nico, chiar foarte mare. Să joci bine la final de săptămână și te antrenezi toată săptămâna pe unde apuci. Păi nu, asta e problemă uriașă pentru oricare echipă, nu doar pentru Rapid. Și cred că trebuie să facă ceva. Chiar dacă nu se va lua baza ProRapid, cu toate că cred că cu toții ne dorim să revină sau să o poată folosi și Rapidul, trebuie făcut ceva în sensul acesta, pentru că am văzut la Sportul, nu cred că te poți antrena la nesfârșit, suprafețele de cât cea de joc și cea de pe terenul de antrenament nu sunt la nivelul la care ne așteptăm și la care se așteaptă jucătorii. Trebuie făcut ceva și nu poți să te plimbi tot timpul, trebuie să ai undeva, să ai casa ta, și identitate, bineînțeles, ca jucătorii să știe unde revin după meciuri și după victorii și după meciuri mai puțin bune. Uite, Lucian, un comentariu interesant, zic eu. Liana Crângaș Ioniță spune: Lucian, ghetele lui Nico din meciul cu Hamburg valorează cât un trofeu. Sunt total de acord. Sunt total de acord, pentru că gândiți-vă că acea campanie eurofantastică rămâne un element primordial în existența Rapidului. E adevărat. Adică, cel puțin în Europa, noi atunci am început să existăm cu adevărat. Așa este. Bun, am ajuns la final. Lucian, îți mulțumesc că ai fost alături de noi. Îți doresc multă baftă în proiectul pe care îl întreprinzi. Și eu vă mulțumesc și proiectul va merge înainte. Vă spun că și ca persoană și ca suporter, în primul rând, mă regăsesc în acest proiect și prin intermediul dumneavoastră le mulțumesc și jucătorilor și mai ales suporterilor, pentru că știți ce înseamnă, un suporter face niște eforturi să pună mâna pe un obiect rapidist, să-l aibă amintire și îmi dau seama ce înseamnă și cu ce durere se desparte de el, dar foarte mulți suporteri mă contactează și donează obiecte pentru muzeu.